Salutare lămâițelor! În timp ce vamii și verificau conținutul bagajelor, au intuit că în unul din ele se află o vietate, dar nejugând că cineva transportă gândaci și mai ales fără vreun container suplimentar. Vă imaginați cât de fericiți erau oamenii aflând că acest bagaj nu a fost plasat lângă valiza lor. În continuare, vrem să-i facem o promovare canalului de YouTube a unei fete. După cum știți, am mai promovat un canal cu astfel de content, care se numește Produse de pe AliExpress, însă astăzi merge vorba despre AliBoom. La această domnișoară pe canal veți găsi videouri în care sunt prezentate diferite lucruri utile, produse și accesorii, evident, pe care le puteți găsi pe AliExpress. Link-urile la toate acestea vor fi în descriere, așa că intrați și abonați-vă! Așezați-vă mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonajul de like și să începem! Plimbându-se pe plajă, un tip a găsit un os, dar nu știa cui aparține. Astfel a hotărât să îl ia cu el în țara natală ca suvenir. Doar că la vamă s-a adevărat că osul aparține unui dinozaur. De la început, el s-a bucurat pentru că a găsit ceva prețios, doar că după aceasta a fost amendat pentru că a acționat ilegal. Cei de la serviciul vamal au rămas șocați când cineva a încercat să treacă frontiera cu un corp neînsuflețit. Spre fericire, s-a adevărat că era doar o păpușă care se utiliza în cadrul unor filmări. Persoana a decis să o ia acasă ca amintire. În anul 2008, la hotarul Statelor Unite ale Americii cu Canada, a fost reținut un om minunat, la prima vedere, dar le-a trezit vameșelor suspiciuni prin faptul că transporta 100 de sticle cu apă sfințită, doar că în sticle erau droguri lichide. Se pare că criminalul a decis, dacă va pune denumirea de apă sfințită, atunci va trece frontiera fără probleme. Într-un aeroport din Marea Britanie, în îndepărtatul 2007, lucrătorii serviciului vamal au găsit un obiect ciudat și înfricoșător. De departe părea a fi un borcan cu dulceață, doar că în el pluteau 10 globuri oculare. Un cuplu din Egipt a hotărât să-i întreacă pe toți, când în 2012 au decis să treacă ilegal vama cu copilul său în bagaj, fiind acoperit cu haine, și totul din cauza că micuțul nu avea viză. Câte și mai câte încearcă oamenii să treacă peste hotare, majoritatea lucrurilor sunt banale, dar uneori sunt și așa cazuri, mormoloci. Serios? Ce ați spune de capul unui pui de focă care la fel a fost depistat în cadrul verificărilor de către serviciul vamal? El aparținea unei persoane destul de serioase, unui profesor, care susținea că dorește să îl utilizeze în cadrul lecțiilor sale. El a declarat că atunci când a găsit capul de focă, puiul era deja mort. Braconierii sunt în general o temă aparte. Spre exemplu, acest om a încercat să treacă păsări micuțe, colibri, ascunzându-le în pantaloni. Cineva transportă obiecte sau ființe mai mici, spre exemplu larve înregistrate în Cartea Roșie. A fost destul de greu să explice cum a ajuns în valiza sa. Această femeie a încercat să braconizeze pești de specii rare, încercând să le transporte printr-o astfel de metodă inovativă. A fost depistată din cauza unui mers ciudat și a unui sunet gen bulk când făcea un pas. În aeroportul statului indian a fost depistat în bagaj o muniție. Totul s-a finalizat astfel, munițiile au fost confiscate, iar persoana nu doar a fost amendată, dar și riscă un dosar penal. În 2012, un bărbat, în timp ce făcea diving, a găsit la fundul mării o ghiulea veche și a hotărât să o ia cu el ca suvenir, dar nu știa că praful din interior se poate menține timp de sute de ani, după care să explodeze în cel mai nepotrivit moment, spre exemplu în avion. Pentru nebunii care au încercat să treacă ilegal un tigru mic, trebuie inventată o metodă specială de pedeapsă. Bine că a fost găsit la timp și micuțul nu a avut de suferit. O ghiulea e praf la ureche, în comparație cu un tun pe care a încercat să-l transporte o persoană. Desigur că nu a reușit, tunul a fost declarat ca valoare istorică. Deseori, oamenii încearcă să treacă peste hotare diferite crani. În majoritatea cazurilor sunt suvenire, dar sunt și excepții, spre exemplu ca acest craniu într-o farfurie din timpurile antice. Ai dori să aduci dintr-o vacanță craniul cuiva? Noi nu. A fost o partidă normală de cocos, dar nu, cineva s-a gândit să o umple cu droguri. Ce cu manerele acestea de a deteriora produsele? Cine o să le mănânce după? Iată încă o descoperire macabră în valiza călătorilor, un hamster deshidratat. Pentru ce? Rău că nu o să aflăm despre asta niciodată. Probabil în regiunile unde nu este cocos, drogurile sunt transportate sub formă de morcovi. Apropo, metoda la fel nu e prea bună. Of, droguri, cine în general are nevoie de ele? 15,5 tone de slănină, iată, asta da contrabandă. De ce să nu treci un câine în valiză? Desigur, ce poate să se întâmple? Nu trebuie nici să colectezi acte, nici certificate.
Ați văzut vreodată un elan? Un animal destul de drăgălaș, dar pentru ce să devii deținătorul oaselor sale? Niciodată nu am avut așa o dorință, dar iată că unora ele le plac cu adevărat. Mai mult ca atât, cineva a încercat să le treacă peste hotare, vameșii au rămas șocați. În aeroportul din Liverpool, în anul 2010, au fost reținute două femei în compania unui corp neînsuflețit, o rudă de-a lor. Adică când ele au ajuns la aeroport, bărbatul era viu, însă la scurt timp a decedat. Pentru a evita costuri suplimentare, ele au decis să tacă și să continue călătoria. În ambalajul cu carne tocată a fost adăugat un ingredient nou, o cutie cu droguri. Poate că drogurile treceau, doar că era interzisă și transportarea de carne tocată, iar ceea ce era în interior a fost găsit mai târziu. Cineva a încercat să treacă prin vama americană o partidă de pietre de Landsoft, de mărimi impunătoare, astfel vameșii au decis să verifice pietrele și pe una din ele a despicat-o în două, astfel în interior au fost găsite containere cu droguri. Ce credeți despre pasta de dinți din fecalele unei vaci? Da, este pe lume și așa o minune. Nu știm ce părere au stomatologii despre asta, dar vameșii au confiscat-o. 97 de iPhone-uri, anume această cantitate de telefoane le-a lipit un bărbat sub hainele sale, sperând că nimeni nu va observa nimic. Naiv, desigur că a fost descoperit. Când ați trecut vama, ați fost rugat vreodată să aprindeți laptopul? Deranjează un pic, dar se face pentru a depista asemenea cazuri. În loc de tehnică, se transportă doar carcasa, în care se bagă cine știe ce. Doar imaginați-vă ce sunete scotea acest bărbat când făcea câte un pas. El a încercat să transporte 10 sticle de tărie sub pantaloni. Un tip care se întorcea dintr-o călătorie din Africa transporta sute de omizi uscate, asigurând că are nevoie de ele pentru rețete de medicină tradițională. Însă s-a adeverit că ele conțin o substanță toxică și transportarea lor este interzisă. Nu în fiecare zi poți medea un armadillo mumificat, mascat, ca un șerif. Cineva încerca să-l transmită din Texas în Australia. Totul ar fi fost bine, dar în Australia nu se permite introducerea oricăror ființe vii, chiar dacă e un animal mumificat. De aceea cineva așa și nu și-a primit suvenirul. Serviciul vamal din Miami a fost șocat când a găsit în bagaj un sicriu egiptean care avea mai mult de 3000 de ani și care a fost furat cu 100 de ani în urmă. Desigur că sicriul a ocupat un loc onorific la muzeu, iar persoana un loc onorific la penitenciar. Ați hotărât să sărbătoriți Halloween-ul în altă țară? Fiți pregătiți, că costumul vostru va fi confiscat. Da, aceasta într-adevăr este o sculptură a unui măgar în dimensiuni adevărate. Au încercat să îl transporte ca o creație de artă. S-a adeverit că e făcută din marihuana presată. O astfel de artă nu este salutabilă. În anul 2010, în aeroportul din Franța, au fost depistate 350 de copii ale ouălor Fabrige, care au fost transportate ilegal din Federația Rusă cu speranța că nimeni nu va observa. Din Grecia, în general, au încercat să transporte ilegal statui antice. Unii s-au mirat când li s-a spus că nu este permis, iar ei vor fi arestați din cauza că au furat obiecte de valoare internațională. Omul încerca din răzputeri să o convingă pe doamna de la postul vamal să urce cu aceste foarfece în avion, argumentând că nu taie bine, sunt doar pentru a tăia fundițele în cadrul activităților festive, doar că nimeni nu i-a permis. Ciudat, nu-i așa? Un optimist a încercat să treacă cu acest tub gigantic la bordul avionului. Când a fost reținut și întrebat ce se întâmplă, el a răspuns că acest obiect este pentru masaj. Un tip a hotărât să călătorească în compania peștelor săi din acvarium, doar că cei de la serviciul vamal nu au apreciat dragostea sa și i-au confiscat. Beata pisică, cineva a încercat să o transporte ilegal într-o valiză plină cu haine. Spre fericire, vameșii au descoperit-o la timp și au salvat-o de la o călătorie nedorită. Angajații serviciului vamal desigur că au fost șocați când au descoperit o centură, dar nu i-au făcut nimic. Nu există legi care ar interzice transportarea acestor obiecte peste hotare. Câtă ingeniozitate! O doamnă a încercat să transporte droguri sub forma implanturilor mamare. Desigur că nu i-a reușit. Un bărbat a ascuns în valiza sa 300 de melci. El mai încerca încă să-i convingă pe vameși că ei nu sunt vii. Prieteni, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod, abonați-vă și apăsați clopoțelul pentru a nu le rata pe celelalte. Și desigur, nu uitați să intrați pe canalul Ale Boom. Linkul este în descriere. Pace tuturor, vă pupă Lime!